Până la finalul anului, fiecare apartament sau sediu de firmă va trebui să aibă un contor individual sau repartitor de măsurare a energiei termice, atât pentru apa caldă cât și pentru căldură. Totul în baza unui proiect de lege ce a fost deja promulgat de președintele Klaus Iohannis. Obligația de a monta repartitoare se aplică doar apartamentelor racordate la rețeaua de termoficare. Montarea unui astfel de dispozitiv va costa între 70 și 100 de lei, iar în funcție de numărul de camere avem nevoie de mai multe, câte unul pentru fiecare calorifer. Pentru un apartament cu două camere, costurile se ridică la peste 400 de lei. Păi n-are rost să le punem pentru o iarnă. Din câte știu eu sau din câte am înțeles, nu va mai fi căldură. Așa că nu se merită. Odată ce au fost montate aceste dispozitive, consumatorii vor plăti și pentru citirea lor, dar și pentru interpretarea datelor. Iar pentru un apartament cu 4 calorifere, costurile se ridică la aproximativ 15 lei lunar. Astfel, ajungem la concluzia că sancțiunile pentru cei care nu vor respecta această măsură sunt mai ieftine decât repartitoarele. Păi mai bine plătim amenda decât să le achiziționăm. Ar trebui, cine este implicat, statul, asociația, să le dea gratis. Iar că îi amendează, nu văd nicio, mi se pare chiar o aberație. Nu ți-ai pus repartitoare, plătești la paușat. Și deci, oricum, și atunci cetățeanului alege. Ori vedeți paușatul cât costă, cât este cu repartitoare și își face și el o medie de consum. Și probabil că trece la repartitoarele astea. E o chestiune, dacă se amendesc că nu spui repartitoare, nu, e o aberație, o chestiune chiar depășită. Montarea repartitoarelor de căldură este un proiect de lege ce a fost deja promulgat de către președintele Klaus Iohannis. Asta înseamnă încă o cheltuială pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. Până la iarnă, fiecare apartament din România va trebui să aibă contoare pentru a măsura energia termică.